Bine v-am găsit la o nouă porție de Sănătate cu Stil. Pentru această ediție ne-am făcut temele la capitolul Sănătate, având în prim plan bărbații și tot ceea ce înseamnă îngrijirea lor, de la podoaba capilară, la barbă mai nou, masaje faciale, pensat și îngrijirea manicurii. Pentru capitolul Frumusețe ne răsfățăm și doamnele cu tendințele unui make-up de toamnă, iar la capitolul Alimentație savurăm un somon pe grătar cu baby carrot și piure de mazăre. Nu încheiem emisiunea fără să recapitulăm trendurile și culorile toamnei anului 2016, așa că așezați-vă confortabil pe canapele și urmăriți-ne. Garantez că merită! Doamnelor, la o parte, rezervat bărbaților. Ne-am gândit că ar fi cazul să le dedicăm și lor, reprezentanților sexului puternic, o rubrică specială și am ales-o pe cea de sănătate, pentru că vom vorbi despre tot ceea ce înseamnă îngrijire a podoabei capilare, a bărbii, a sprâncenelor și, la final, a unghiilor. Și exemplificăm alături de cineva care s-a gândit că un salon dedicat exclusiv bărbaților nu este decât o idee grozavă. Așa că poftiți în salonul Gabrielei și Alinei Paraipan cu domnii la braț la răsfăț. Când vorbim despre coafuri și tunsori, atât la femei, dar mai ales la bărbați, vorbim despre fizionomie, trăsături, modă, ocupație, culoarea tenului și personalitate. Când decidem o schimbare de look în acest sens, trebuie să ținem cont de ideea că fiecare dintre noi are propriul stil și că trebuie să ne găsim tunsoarea potrivită în funcție de tipul feței pe care îl avem, dar și de genul de păr, fie că este ondulat, creț, drept, des sau rar. Nu ne putem raporta întotdeauna la noile tendințe, însă putem să ne apropiem de ele sau să extragem mici detalii care ne-ar avantaja. Și unde am putea alege să ne tundem în tendințe? Evident, la un salon dedicat exclusiv bărbaților, pe care două surori l-au gândit și l-au deschis la Buzău de aproximativ o lună, echilibrând balanța. De ce a trebuit să stabilești tu balanța asta, Gabriela? Nu cred că am stabilit-o, având în vedere, adică dacă vorbim din punctul meu de vedere, întotdeauna balanța a înclinat spre salonul de femei, dar vorbind din punct de vedere a sorămii Alina, cu siguranță balanța a înclinat spre salonul acesta de băieți, care a fost, recunosc, cea mai mare dorință a ei, am susținut-o întotdeauna, însă ea este specialista părului scurt dintre noi două, ca și echipă de surori care coordonăm salonele astea două, de fapt trei, cu cel de la Râmnicu Sărat. Așadar, avem un salon exclusivist bărbătesc. Ce servicii avem aici și ce echipă coordonează Alina de la Râmnic către Buzău? Exclusiv pentru bărbați, într-adevăr, pentru că există numai și numai manopere pentru bărbați tuns, bărbierit, manicură pentru bărbați, pensat, contur barbă, tuns barbă, că dacă tot discutăm de tuns barbă și de barbă în general, care este foarte, foarte, foarte în trend în 2016 și cred că va continua cu siguranță mulți ani de acum încolo. Băieții, să știi că se îngrijesc foarte, foarte tare și nu numai că își aranjează barba, dar au apelat și la vopsit și sunt foarte multe cazuri în care bărbații își vopsesc barba și să știi că se vede foarte frumos. Ne-am dorit foarte tare ca salonul ăsta să acapareze așa, dacă vrei să-ți spun, toate manoperele pentru băieți, pentru că din punctul nostru de vedere și nu numai din punctul nostru de vedere, în Buzău nu a existat un salon exclusiv pentru bărbați, iar dacă sora mea toată viața ei a visat chestia asta, de ce nu? Pentru că inclusiv băieții sunt foarte pricepuți și am avut mare noroc de o echipă de profesioniști cu care mergem foarte, foarte bine înainte. Din ce vom observa și din imagini, frizura la modă pentru bărbați anul acesta trebuie să aibă volum în partea de sus, părțile laterale rămânând tunse mai scurt spre chel. Puteți adopta fie o tunsoare bine stilizată sau chiar un stil mai neglijent. Ambele sunt în vogă în această perioadă. Totuși trebuie să ții cont că dacă e lăsat lejer, părul mai lung adaugă feței tale o formă mai rotundă. Stilul undercut este una dintre cele mai populare tunsori acum. În părți, această
frizură se îngustează de la scurt la mai scurt. În partea de sus, părul este lung, periat pe spate și aranjat cu ajutorul unor produse de styling. Părul tuns cu cărare într-o parte poate fi aranjat în diverse modalități, însă partea de sus trebuie să fie întotdeauna mai mare decât părțile laterale și spatele gâtului. Cărarea o poți face cu ajutorul unui pieptene cu dinți mici, unui fixativ de păr sau a unui gel de păr. Aranjată cu atenție, aceasta îți poate garanta o coafură elegantă și rafinată. Tunsoarea îți va crea un look matur și elegant. La realizarea unei astfel de coafuri, trebuie ca părul să fie tăiat în diferite unghiuri, astfel creându-se mai multe straturi și având posibilitatea să-l întinzi pe spate, într-o parte sau alta, nu doar într-o singură poziție. Și dacă am lămurit trendurile privind părul, să trecem la barbă. Creșterea bărbii nu este un proces ușor. Necesită atenție pentru a avea rezultatele dorite. Cu toate acestea, nu trebuie să te ferești de un astfel de angajament. Dacă ai răbdare și ții la imaginea ta, deci acorzi timpul necesar îngrijirii, nu ar trebui să fie o problemă majoră. Dar barba devine mai importantă decât podoaba capilară la bărbați? Nu cred că putem să facem o comparație. Din punctul meu de vedere, cred că un bărbat îngrijit ar fi trebuit să țină cont de ambele, și de barbă și de păr, în majoritatea vremurilor, ca și tendințe discutând. Dar cred că a 2016 chiar barba se aranjează mult mai mult decât în anii trecuți. Și asta e un lucru bun, pentru că, bine, acum depinde foarte mult și de față și de trăsăturile feței și de fizionomie, dar se poartă și bărbații țin cont de trend, să știi, chiar dacă nu par a ține cont de chestia asta, chiar țin foarte tare cont. Dacă ai barbă, în primul rând, trebuie să fii răbdător. Deci necesită să fii perseverent pentru a obține barba perfectă. Deși la început vei simți impulsul de a-ți tunde barba sau de a o stiliza în primele 4-6 săptămâni, aceasta va deveni un lucru de care nu trebuie să te atingi. Motivul este simplu. Firele de păr nu cresc la fel. Unele cresc mai repede, altele mai încet. Dacă lași barba să crească puțin mai mult, va fi mai ușor să alegi stilul potrivit pentru lungimea bărbii pe care o vrei. Potrivește-ți barba în funcție de forma feței. După prima lună în care ai lăsat barba să crească, este momentul să alegi stilul potrivit pentru tine. Dacă fața ta are trăsături pătrățoase sau rotunde, lasă-ți părul mai lung pe bărbie și mai scurt pe margini. Dacă ai fața alungită, lasă-ți părul mai lung pe margini și mai scurt în partea de jos. Dacă ai o față ovală, ambele stiluri de mai sus ți se potrivesc și poți opta pentru cel pe care îl preferi. Trebuie să știi cum și când să o tunzi. Indiferent dacă plănuiești să crești o barbă foarte lungă sau nu, este esențial să o tunzi uneori. În primul rând, ai nevoie de câteva lucruri: pieptăn sau perie, un cap pentru mașină de tuns mai mare, foarfecă și ulei pentru barbă. Întâi pieptăn barba și mustața, astfel încât toate firele să fie în aceeași direcție. Apoi o tunzi pentru a fi toate firele la același nivel. Pentru gât și obraj, poți să folosești un cap mai mic pentru mașina de tuns. Nu uita să îți tunzi și mustața. Pentru detalii și pentru finisaj folosește foarfeca. În final, folosește un ulei pentru barbă. Dar ai grijă, fiecare fizionomie și ținută, dar și vârsta, cu tipul ei de barbă și frizură. Nu poți tunde un tânăr de 16 ani precum un domn de 40, cu siguranță nu. Însă persistă încă stilul clasic, să știi, cu cărare pe mijloc, într-o parte, stilul business savvy, care este acea tunsoare foarte, foarte scurt în părți și la spate și cu un look foarte, foarte bine stilizat peste cap. Tunsul scurt și franjurat, nedefinit, poate doar din foarte puțină ceară și foarte puțin fixativ. Wet look-ul, care la fel depinde foarte mult și de lungimea firului de păr, dar indiferent de lungime, el se poate aranja și să aibă aspectul ăla de umed, de asta se numește wet look, cu un gel sau o ceară cu aspect umed, care stilizează părul spre aranjat.
Și după păr și barbă, îngrijirea ajunge la unghii. Chiar dacă mulți dintre noi nu dăm mare importanță detaliilor, unghiile curate sunt literă de lege, fiind considerate ca o carte de vizită. Mâinile sunt vizibile tot timpul atunci când interacționezi. Te simți mai bine la o discuție și vei fi mai sigur pe tine atunci când ești impecabil până în vârful unghiilor, decât să fii preocupat cum să-ți ascunzi unghiile pe care nu ai avut dispoziție să le aranjezi, iar la finalul discuției constați că ai pierdut esențialul. Momentul potrivit pentru scurtatul unghiilor este exact după ce ieși de sub duș. Este foarte important să nu le tai exagerat de scurte, deoarece riști să-ți provoci dureri sau chiar mai rău să te infectezi. Cuticulele sunt acele pielițe care cresc la baza unghiei și dau un aspect neplăcut. Ele de obicei se îndepărtează cu ajutorul unei forfecuțe speciale pentru unghii sau chiar cu unghiera. Dacă cuticula nu este foarte pronunțată, ea se poate doar în pinge ușor la baza unghiei după ce a ieșit de sub duș și aceasta este mai moale sau cu ajutorul unei creme de mâini. Dacă se întâmplă să te tai, trebuie să folosești dezinfectant. După ce unghiile sunt tăiate și cuticulele sunt îndepărtate, este bine să folosești o pilă specială pentru ele pentru a le da o formă frumoasă. Normal, forma unghiei tale pe care trebuie să o adopți este în funcție de felul în care aceasta îți este crescută. Și la finalul îngrijirii, pensatul. Din păcate, pensatul bărbaților este destul de rar sau deloc întâlnit din pricina indiferenței, a inconștienței de rezultate bune pe care ar putea să le dobândească sau chiar a comodității. Ar mai fi și cei care se cred mult mai masculini cu sprâncenele naturale și unite. La un bărbat nu trebuie să se vadă faptul că este pensat sau că și-a scurtat sprâncenele, ci schimbarea pozitivă a feței. Se recomandă pensatul sprâncenelor într-un salon de specialitate, deoarece nu vei fi dezamăgit niciodată ca bărbat. Este foarte riscant să experimentezi această procedură pe sprâncenele tale pentru că riști să strici forma lor și să devii chiar caragios. Ele trebuie să fie identice ca și dimensiune, grosime și formă. Pe lângă pensat, se practică și tunsul lor. Simplitatea este adesea acreditată ca fiind baza designului de calitate, inclusiv în ceea ce privește machiajul în vogă pentru sezonul ce abia a început, designerii și make-up artiștii fiind de părere că femeia modernă are înclinația de a purta un machiaj simplu și necomplicat în nuanțe palide de mov, roz și puțin maro. Să vedem și noi o variantă a noilor tendințe alături de Mihaela Popescu, make-up artist în Buzău. Machiajul pentru toamnă ce urmează este distilat, lipsit de superflu și omagiază individualitatea fiecărei femei. Sezonul nou aduce de asemenea în prim plan jocul fashion beauty, manierele în care acesta se intersectează, completează, suprapun sau în care contrastează. Rigid versus relaxat, rafinat versus real, puternic versus soft, dark versus light, grafic versus difuz. Îți spunem doar atât, cu siguranță trusa de machiaj are nevoie de câteva nuanțe noi, în special de mov, gri, roz și maro. Cromatic vorbind, se poartă mult culorile pigmentate, pline de culoare, de la albastru sau mov la oranj sau verde. Da, chiar dacă este toamnă, nu renunța la aceste culori intense pentru că se poartă mai mult ca oricând. În plus, negrul este prezent pe foarte multe podiumuri, îmbrăcând pleoapele generos în texturi mate. Albastrul este și el culoarea cheie, fiind prezent în ghidul toamnei 2016 ca un must try. În acest sezon se poartă fondul de ten glow, cu o putere mare de acoperire, pudre luminoase și strălucitoare în jurul ochilor, dar și a pomeților. Sprâncenele bine accentuate, iar ochii, fie în umbre naturale sofisticate cu nuanțe de corai, oranj și khaki, fie smoky cu pleoapa de jos bine fardată. Fardul de obraz este roz sau oranj, iar contouringul se face doar dacă este cazul. Genele foarte bine fardate date cu mascara de volum, lungime și grosime, iar dacă tot nu suntem mulțumite, atunci punem extensii.
Pentru seară se aplică piercinguri false, farduri fosforescente, particule strălucitoare și obligatoriu strasuri. Vedeta sezonului sunt buzele. Rujul numărul 1 este cel închis la culoare, grena cu inflexiuni bordo sau roz, de asemenea se poartă și rujul maro închis sau roșu. Iar pentru persoanele mai discrete se folosesc rujurile de culoare nude, corai și roz. Toamna acestui an ne surprinde din nou cu o multitudine de trenduri noi în materie de fashion and beauty. Experții în make-up de la marile case de modă au trasat noi linii în domeniul machiajelor de zi și de seară, care se concentrează în mod special pe o idee unică, individualismul. Astfel, un look îndrăzneț poate să însemne mai mult decât un machiaj țipător și, în primul rând, se axează pe atitudine. Pielea luminoasă și sănătoasă a fost mereu în tendințe. Anul acesta însă este cu atât mai importantă, deoarece a fost îndelung aclamată la scară largă și implementată de toți marii designeri. Aceștia au recurs la pudre irizate, aplicate pe pomeți, ploape și zona T și au finisat machiajul tenului cu nuanțe de piersică și corai pentru o strălucire aparte și un look fresh, senzual și extrem de delicat. Și cum griul, movul și rozul merg foarte bine la ochii verzi, să ne notăm câteva idei dacă sunteți în cazul modelului din imagini. Ochii verzi se deosebesc prin atractivitate, mister și delicatețe. Nu este un secret că odată fiind vrăjit de această culoare magică, cu greu vei putea rezista. Frumusețea ochilor verzi trebuie să fie accentuată cu ajutorul unui machiaj realizat corect. Și noi vă vom ajuta să faceți acest lucru. Anumite produse cosmetice au rolul de a pune în evidență ochii verzi. Paleta de culori, cum ar fi piersicul, smaraldul fin, galben-verzui, toate nuanțele naturale de turcoaz, maro, violet și toate nuanțele existente de mov, vor accentua perfect profunzimea acestora. Pentru a le da ochilor dumneavoastră o privire de felină, încercați să combinați nuanțele de verde închis și maro-ciocolată cu nuanțele clasice de alamă sau chiar aurii. Deschiderea, mărirea vizuală a ochilor este posibilă dacă în machiaj folosiți farduri în nuanțe metalice, prună și diverse nuanțe de violet. Foarte bine vor accentua verdele ochilor și nuanțele contrastante roșiatice, portocaliu pal, roșu maroniu sau roz. Nuanța ochilor dumneavoastră poate fi evidențiată și prin intermediul unui machiaj monocromatic în gama măslinie. Astfel de make-up poate fi numit unul perfect când este vorba de un machiaj de zi. Un machiaj de zi pentru ochi căprui mai poate fi realizat și în gama auriu alb, bej fin, opal, alb violet, prună, precum și farduri în nuanțele naturale de șampanie. Pentru un machiaj mai glamour de seară, perfect se vor potrivi fardurile în nuanțe monocromatice aurii. Fardurile în nuanțe de teracotă pot oferi ochilor feminini o nuanță picantă de smarald. Un astfel de efect îl au și nuanțele de albastru, însă va trebui să fiți foarte atente cu acestea. Nu este un secret că mulți make-up artiști primesc cu adevărată plăcere de a lucra cu ochi verzi, pentru că în acest caz își pot demonstra pe deplin talentul, profesionalismul și îndemânarea. Experții competenți știu că atunci când realizează un make-up pentru ochi verzi, trebuie să fie foarte atenți la alegerea paletei de culori a produselor cosmetice. Aici spunem că make-up artistul a ales exact ce trebuie, așa că să vină toamna! Un pe grătar cu baby carrot și piure de mazăre. Un meniu ce pare sofisticat la primul auz, dar deloc greu de pregătit. Dacă nu aveți de făcut un drum până la mare, vă invităm să luați aminte la ingredientele atent selecționate de către bucătarul hotelului Miorița din Neptun și vă urăm spor la treabă, dar mai ales poftă bună! Am ajuns din nou în bucătăria restaurantului Miorița, din nou la Neptun și din nou cu bucătarul șef Cristian. Pregătim pentru astăzi un somon la grătar cu un baby carrot și un piure de mazăre. Iară facem piure de mazăre. Se combină mazărea cu morcovul? Da, foarte bine. Foarte bine, asta înseamnă că se digeră și somonul perfect. Vreau să spun că eu nu sunt fan pește, deci toți colegii mei știu, toți cei de acasă știu, toți telespectatorii știu că eu de câte ori am gătit într-un restaurant, am spus, te rog eu frumos, fără pește, și a zis, nu se poate, peștele e sănătos, e perfect, e nu știu ce. Nu-mi place, dar făcut pe grătar,
Probabil că tu o să mă convingi că are alt gust. În afară de pește prăjit, nu mănânc nimic. Avem vreun ingredient special pe care îl punem pe pește ca să nu mai simt eu gustul ăla puternic? Am un sos din miere și alte ingrediente care sunt. Deci avem un sos la fel de bun ca cel de ieri. Atunci, Cristian, mă dau pe mâna ta, te las să încep să prepar. Avem nevoie de somon, miere, am un condiment de pește și coriandru. Și coriandru îți aduce doamna bucătăreasă, cum să nu? Asta înseamnă coriandru, ăsta este un ingredient, un condiment special pentru somon? Nu neapărat pentru somon, e un ingredient universal. Da? Universal. Îi dă un gust mai special. Așadar, te lăsăm, ne apucăm de somon. Imediat, nicio problemă, să găsească și colega coriandru. O să vreau să văd, deci asta este o culoare ce se poartă anul acesta foarte tare. Este culoarea somonului. Eu tot timpul am etichetat-o cu un roz spre corai, dar cred că asta e culoarea. Miroase foarte puțin a pește, să sperăm că preparatul făcut de Cristian mă va convinge. Aha, avem boabe de coriandru. Avem și un condiment special pentru pește. Ăsta îi dă un gust mai puternic de pește? Are un gust acrișor. Acrișor, am înțeles. Ieri am avut un gust puțin dulceag spre sărat. Astăzi avem un gust acrișor. Avem miere de? De albină cu coriandru. Și facem ca o pastă. Facem ca o pastă. Adăugăm puțin ulei de măsline. Tot cu ulei de măsline gătim. Ulei de măsline e tot timpul bun la preparat sosuri, nu la prăjit. Pentru prăjit nu este. Asta știu și eu din rețetele pe care le fac și la mine în emisiune. Și o să facem o pastă nici prea groasă, nici prea subțire. Îi facem exact ca un înveliș. O să avem nevoie și de o penstură, ne va ajuta domnișoara imediat. Ce să face bucătarul șef fără ucenic? Of, of, of! Și pensula. Și uite așa îl dubilăm și îl învelim. Îl învelim puțin. O să aibă ea puțin de acest lucru. Al acestui curs, da. Și să ia ingredientele. Eu cred că în bucătărie, cel mai bine, în afară de dragoste, că trebuie să gătești cu dragoste, se asezonează ingredientele ca să-i dea un alt fel de gust oricărui preparat. Ăsta cred că e cel mai important secret al bucătarului. Numai pe o parte îl dăm? Somonul se prăjește numai? Doar pe o parte. Ia uzi cum sfârâie. Așadar, un preparat special și estival, doamnelor și domnilor. Începem să facem platingul. Este același sos de mazăre pe care l-am făcut și ieri. Țineți minte, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, avem unt, lapte și mazăre. Luăm și somonul de pe grătar. Între timp am văzut că am făcut și baby carrot-ul. Am adăugat, Cristian, miere, sare, piper, ulei de măsline și miere. Tot așa, ca să fie foarte, foarte dulce. Am înțeles. Și o să avem nevoie să îl punem imediat. Aici avem piureul de mazăre pe care îl punem dedesubt. Așa. Și porția de baby carrot. Și uite cât de culoare, cât de multă culoare într-o asemenea farfurie. Așadar, platingul este gata, mulțumim frumos, să le reamintim celor de acasă că doar la Hotel Miorița din Neptun pot găsi o porție de somon făcut cu piure de mazăre și un baby carrot. Și somonul este făcut cu un sos special. Special pentru vă poftim și noi aici, în restaurantul Miorița din Neptun și de ce nu vă invităm să-l faceți și acasă. Mulțumim frumos, poftă bună! This just occurred. She looking at me like she want me, so I am hers. I'm all about that action like a verb. I'm here for 24 hours, baby, please make it work.
marile evenimente de modă, toamnă-iarnă 2016 s-au încheiat, haideți să aruncăm o privire la toate tendințele prezentate de marile branduri pentru sezonul următor, pe care le-am identificat și noi la o scurtă ședință de shopping, numai alături de prietenul nostru de nădejde, brandul Marie Sophie. Cum marile săptămâni ale modei de toamnă-iarnă 2016 s-au încheiat, haideți să aruncăm o privire la toate tendințele prezentate de marile branduri pentru sezonul următor, pe care le-am identificat și noi la o scurtă ședință de shopping, numai alături de prietenul nostru de nădejde, brandul Marie Sophie. Designerii și-au imaginat pentru sezonul următor o toamnă și o iarnă foarte eclectice și originale, pline de contraste și de surprize. Show-urile prezentate ne-au arătat o lume contradictorie, iar zona sportwear, cea punk rock și cea inspirată de hainele specifice dormitorului au fost printre cele mai întâlnite teme în acest sezon. Colecțiile au fost pline și de influențe feminine foarte puternice, cu detalii rafinate și romantice, aflate în contrast cu temele sălbatice, rigide și ușor masculine ale hainelor etalate pe podium. Se poartă din nou puloverele, gecile scurte, rochiile cu mâneci lungi și fustele midi și maxi. Combinația dintre piesele sport și liniile relaxate și casual a fost una dintre cele mai importante direcții de anul trecut. Iar această tendință sporty chic va continua și în sezonul de toamnă-iarnă 2016-2017 la un nivel superior cu totul nou. Topuri cu glugă, piese inscripționate cu diferite sloganuri, topuri cu fermoare, training-uri, tricouri, polo, jachete bomber și geci supradimensionate umplute cu puf, dar și paltoane și jachete matlasate. Rochiile drepte și cămășile uni rămân în trend și în această toamnă, așa că nu ezita să-ți achiziționezi și tu una. Blugii skinny păstrează și ei prioritate în garderobă, după cum ne-au recomandat designerii, așa că o nouă pereche de jeansi strâmți, scurți, cu vedere la gleznă, sunt ceea ce îți trebuie la ținutele din toamnă. Hainele realizate din materiale color block sau din piele, precum și piesele decorate cu fermoare, au creat o imagine proaspătă a acestui stil casual. Nu uita în sezonul următor de jachetele și de sacourile sporty chic. Vor fi la mare căutare la final de an. Și în materie de pantofi, stilul stiletto rămâne în top. Se adaugă tocul gros și pentru un outfit de ploaie sau vânt, botinele și ghetuțele scurte sunt recomandările ce vin în întâmpinarea doamnelor și domnișoarelor stilate. Așa că spor la cumpărături și iubiți toamna! Aici punem punct și noi acestei ediții, în speranța că v-am recomandat exact ceea ce vă trebuie în materie de sănătate, frumusețe, alimentație și lifestyle. Îmi iau la revedere și vă recomand din plin sănătate cu stil. Sunt Silvia Bunică. Pe curând!